Salutare, salutare! Sunt Madalin și vă urez bine ați venit la un nou episod de pe PC Garage RAW. În urmă cu doar câteva săptămâni vă prezentam noua gamă de notebook-uri de la HP, ROBUC 450G0. Mulți dintre voi au apreciat faptul că am prezentat întreaga platformă în detaliu și astfel am reușit să creăm un material care să-i ajute pe toți cei interesați de achiziția unui laptop bazat pe aceasta. Cam același lucru îl vom face și în cadrul acestui episod, episod ce îl dedicăm platformei X552CL de la Asus. Probabil una din cele mai bine vândute platforme în ultima lună de către PC Garage. Acesta este principalul motiv pentru care am cerut colegilor de la achiziții un model din gama mai sus menționată pentru testare și pentru a vă vi-l prezenta. Acestea fiind spuse, iată vedeta acestui episod. Asus X552CL. Modelul pe care îl avem pentru testare și în speță toată gama X552CL este construit din plastic, însă vorbim de un plastic de calitate cu finisaj texturat mai mult decât ok pentru, hai să spunem, o aderență mai bună, dar și pentru o protecție sporită împotriva amprentelor și zgârieturilor. Designul este unul extrem de simplu, dar în același timp modern și elegant. Pentru cei ce își doresc un laptop cu un aspect, hai să zicem, cât mai trendy, le recomand să se orienteze spre alte modele. Haideți să vedem cum stăm la capitolul hardware. După cum probabil v-ați dat seama, privind această mostră pe care o avem la dispoziție, X552CL vine cu un display de 15,6 inci, fiind o dimensiune extrem de întâlnită în acest segment de preț, are o rezoluție maximă de 1366x768 de pixeli, iar back panel-ul este de tip LED pentru un consum cât mai mic de energie. Singurul lucru care nu-mi place la display-ul gamei X552CL este suprafața de tip glare, adică lucioasă, lumina reflectându-se mult mai ușor decât într-un ecran mat. În funcție de necesități, puteți opta pentru modelul cu procesor Pentium 2117U, un dual core de tip ultra low voltage, model ce este dedicat mai degrabă activităților de tip multimedia, sau unul din modelele ce dispun de procesor i5-3337U. Din punct de vedere al memoriei RAM, toată gama X552CL vine cu 4 GB memorie onboard și un slot liber. Platforma X552CL vine cu o placă video dedicată, model Nvidia GeForce GT710M, compatibilă cu DirectX 11, ce dispune de 1 GB de memorie DDR3, iar busul este pe 64 de biți. Puteți juca jocuri precum StarCraft 2, Diablo 3, Grid 2, FIFA 2014 la o rezoluție și detalii medii spre maxime. Altă componentă ce variază în funcție de modelul pe care îl veți alege este unitatea de stocare, mai pe românește hard disk-ul, ce se găsește în variante de 500 de giga, 750 de giga și 1 tera. Înainte de a vă prezenta rezultatele testelor ce au rulat pe X552CL, modelul de față SX075D, haideți să vedem ce porturi și device-uri sunt disponibile pe laturile platformei X552CL de la Asus. Avem două porturi USB 3.0, un port RJ45 pentru internet prin cablu, un port HDMI, un port VGA, iar pe partea frontală un card reader pentru SD, SDHC și SDXC. Pe partea dreaptă a laptopului este dispusă decât o unitate optică de tip DVD Writer. Am văzut care sunt porturile, am văzut că avem o unitate optică de tip DVD Writer. Haideți să vedem rezultatele celor 3-4 teste pe care le-am rulat pe platforma X552CL, modelul SX075D. O platformă relativ nouă, decentă, ce fără doar și poate justifică prețul pe care producătorul Asus îl cere pe fiecare configurație în parte. Autonomia bateriei m-a impresionat, temperaturile nu sunt extrem de ridicate chiar după mai multe ore de folosire. Tastatura de tip chiclet este una bună și foarte comodă. Touchpad-ul imens
are timp de răspuns extrem de bun și nici cel mai mic lag. Display-ul are un contrast bun și culori cât se poate de vii. Pe ansamblu, o platformă excelentă. Nota mea pentru Asus X552CL, întreaga platformă, este 9 cu plus din 10. Pentru cei ce se întreabă, pot instala Windows 7 pe platforma X552CL? Da, puteți și puteți să folosiți driverele de Windows 8 fără niciun fel de problemă, rulându-le fiecare în parte, nu prin autoplay-ul CD-ului care vine în pachetul produsului nostru. Acesta a fost episodul dedicat platformei X552CL de la Asus. Eu sunt Mădălin, până la următorul episod, vă doresc toate cele bune!